Ai întors, a? Ne-am reîntors alături de noi pentru că este vineri, e Ana Maria și trei modele de la General Management Models. Bună dimineața! Bună dimineața! Ana, te rog să le prezinți tu. Suntem aici cu Laurențiu, Laura și Daniel. Toți trei sunt din Hunedoara și ne bucură faptul că vin și de acolo aici la noi în emisiune. Chiar vorbeam cu colegul că sunt oameni foarte deschețați în Hunedoara. Da, mă, de ce? Hunedoara foarte nu se uită la televizor, oamenii. Și foarte fain. Că imediat se supără unul din Hunedoara și te sună și zia ouăle. Nu ale tale, ale 30. Da. Ce ai impresia că e în 30? Da. Bine, bun atunci. Ana ne-a adus niște poze de la un eveniment. Prima dată vrem să le vedem pe acestea, să ne spui puțin despre el. Zi-mă cu pozele de eveniment, că după aceea discutăm cu fiecare. Când am fost 22 decembrie la Real. Când am fost, de-am și filmat și am fuzat. Hai să vedem și pozele. Așa de la eveniment? Da. Perfect. Sunt ei în poze, da. Nu? Nu, și ține de eveniment. Că noi atunci i-am spus că o să fie. Am anunțat, dar noi n-am venit. Nu m-am filmat. Am fost foarte ocupat, am fost foarte filmăcioși. Uite ce mișto arătau. Asta e prezentarea care a avut loc pe 22 la, decembrie la Real. Când a avut loc și... Aici e toată lumea, așa e? Colen. Da. Cu Tavi. Foarte fain. Asta este coreografa care lucrează cu ei. Aceeași coreografă face cursurile și acum la teatru cu ei? Da, da. Adică ea te învață catwalk-ul, să zic așa. Da. Că nu poți să mergi așa numai pe scenă să-ți lovești genunțe unii de altul. Că trebuie să mergi într-un fel, mai băiatule. Trebuie să ai stil, stil și prestanță. Stil, cum merg pe marile podiuri de la Milano, cum merg fetele alea de zici că jupi picioarele, dacă nu... Îi pică cu stil, tu crezi că mergi așa, că numai păi, te duci pe acolo și 30 de chile. Trebuie să știi să calci, păi băiatule, și la băieți la fel. Nu? Simți invidia, ai dreptate, că nu te poți duce cu chiloțul lui botezatul așa numai să te arunci. Hai să vorbim și cu Laurențiu, spune-ne la ce liceu ești. La Traian Alescu de la Hunedoara, la informatică. Pe ce clasă? Pe clasa 11. Mai am auzit că Traian Alescu este un liceu foarte bun în Hunedoara, e drept? Este. Cum? Bravo. Foarte bine. Plătiți fondul școlii. Și fii atât de profesor. Iar că e de profesor, nu ți-e rușine. Apropo de Traian Alescu, înainte de a da la liceu, mă întreabă profesoara de matematică, unde vrei să dai? Fac eu la Traian, dai de acolo. Poate la Traian, la Alescu vrei să dai. Acum depinde fiecare ce cărți a citit și ce culegere are pe un ghiozdan. Hai să vedem și pozele cu Laurențiu. Când ai făcut ședința foto? Cred că în noiembrie. Noiembrie. Spune niște hobby-uri de ale tale, ce-ți place să faci, în afară de școală. În timpul liber joc fotbal cu prietenii, mă duc la sală. Fotbal. Mai ies cu prietenii prin oraș. Bravo. Cu ce echipă ții? Cu... Deci din România sau... Din România, zine de peste tot. Și după aceea zile de peste Barcelona tot. Barcelona și cu Steaua din România. Atât, ca Barcelona și Steaua, foarte bine. Ai văzut că combinația, era... combinația asta numai la tricou se potrivește. La joc, ce tip de muzică Barcelona asculti? Din Carpați. Ai văzut că Messi nu era băgat în echipa ideală. Ce mane, să zic așa. Da. Da, bravo, foarte bine, îți place fotbalul, îți place și modeling. Ce bravo, mă, dar cum să compari Steaua cu Barcelona? Bă, dar cu cine noi să compari, bă? Pe Dinamo? Păi a jucat cu niște bugătari și orbătut. Steaua poți să niște ospătari, o chema pe aia, farmacistul? Da, te scoli dimineață, că vin unii din România, hai să-i bate. Cine să ia? Campionii României, vezi de treabă. Bă, Steaua poți să compari cu aia de prin Republica Moldova, nici de prin Bulgaria, Barcelona. Bă, deci a fost un meci cu Dinamo într-un an, care au jucat și în spate erau niște vaci. Au jucat pe un teren la unii, în Belorusia, în Kazahstan, mama naibii. Erau niște unii, niște talibani cu niște mortiere în spate și niște vaci în spatele terenului și ea i-a urmărit pe Dinamo. Laura, da. Tu? La ce liceu ești? Eu la Colegiul Economic Emanuel Gojdu. Pe ce clasă? A 11. Și ce-ți place să faci? Ce hobby-uri? Hobby-uri... mi-a plăcut foarte mult atletismul. Ce-a plăcut nu înseamnă că nu-ți mai place. De ce nu? Încă îmi place, dar nu mai practic. Dar ai practicat atletism? Da. Aici la Deva sau la Hunedoara? La Hunedoara. Bravo. De aia arată așa de bine, că atletismul te ajută întotdeauna. Avem câteva fete care vin la noi la prezentare în fiecare vineri și... printre ele avem și una atletă care nu mai vine că are mult de fugit dimineața. Da, mă, nu pasă antrenorul. Pă bune, acum chiar mi-aș dori să vină, că are niște picioare care nu se mai termină și arată și bine. Și am constatat că are niște fată. Mari, așa. Dobre mari. I-am măsurat picioarele într-o dimineață. Și nu se mai terminau, erau ca și coloana infinitului. Da. Dar nu mai lasă antrenorul, că pune dimineața să fugă pe aici pe teren, nu se uită nimeni după ea. Deci îți place atletismul? Da. Și? Și ce actor preferat ai? Da, zi de cine îți place. De Brad Pitt. Nu. Îi place ei de Brad Pitt, da. Nu contează. Da, i-i luat, altul. De cine îți place? De Vin Diesel.
Vin Diesel. Bun. A, are, are și voce, are și ce trebuie. Uite-l și pe ăsta. Vin Diesel, ca lumea. Foarte da. Tare omul. Și Fast and Furious. Da, hobby-uri? Da. Nu, ce hobby-uri ai? Hobby-uri, îmi place mult notul. Da. Și cam atât, nu prea... Ai participat la Miss? Nu. Când ai fost pe clasa nouă? A, la Balul Băbăcilor. Da, Balul Băbăcilor. Da. Și ce loc ai luat? Nu, am luat locul 3. Ne simțiți. Chiar așa. Tu, serios? Bună, dar arată într-un mare fel. Da, arăți foarte bine, uite, foarte și ești bine. Foarte fotogenică. Și foarte fotogenică. Și telegenică și, de fapt, și în realitate arăți bine, că asta e ideea, până la urmă. Hai să arătăm băieții și albumul coadă, care puțin la în jurul tău? Nu știu. Păi cum nu știi? Pe Facebook, nu-ți scriu acolo? Da, da, cu Facebook, eu nu știu cu Facebook, eu sunt singur om care sunt pe lângă Facebook, dar acolo văd că se întâmplă tot. Ai văzut, bă, Bianca Drăgușanu vorbea cu ăla, cu al ei fost viitor soț divorțat? Pe WhatsApp, ce e aia, mă? WhatsApp. Cum să nu știi? Bă, lasă-mă în pace că eu nu sunt din asta. Eu sunt aplicație. Eu sunt mai bătrân. Dar nu e numai de iPhone și Android are. Așa. Eu aplicație pentru smartphone, vorbești, transmisii voce de pe baza smartphone. Netului. De n-are smartphone. Taci, mă, că-mi cumpăr smartphone. Și ce fac cu el? Păi vorbești la fel cum vorbești pe telefon. Și de ce nu vorbesc pe telefon? N-am minute sau ce? E mai ieftin, nu? Când vorbești pe WhatsApp. A, dar nu-l aud direct. Ba da. Îl aud direct? Dar vorbești pe internet. Și adică dacă ca, ca și Skype-ul, cum ar veni? Da, exact. Te-a lămurit? Da, dar am înțeles că ăștia vorbea pe WhatsApp cumva cu mesaje, ceva... Păi poate să și scrie. Ce oameni. Nu mai știe lumea să vorbească face-to-face, ca să-i dai o flegmă în ochi. Tu, ai fost cu ăla, nenorocitule. Nu, no, pe WhatsApp, puh, scrie pe lângă telefon. Asta e treaba. Hai să-l prezentăm și pe... Hai să ne mai spună Laura despre albumul. Laura poate să ne spună multe despre ea. Despre ea. Cheamă într-o emisiune și spune, pe ea. Spune viața ei. Nu e vreo problemă. Laura, să vedem și album așa. Poți să faci un zoom pe album? Ia Daniel încoace. Mai bine. Da-l încoace să-l prezentăm. Păi, ăsta album, mă. O seamănă cu enciclopedia. Ia, bagă-te încoa. Uite aici. A? E la rus. Să știi că e foarte mișto făcut. Foarte. Da, făcut. Da. Și calitate. Pe lângă calitate, deci cu albumul ăsta o să le arăt și copiilor, copiilor tăi, ce frumoasă era bunica. Când era bunica fată, știi vorba aia? Bun. Da, mă. Nepoților, mă, nu. Păi nepoții o să zică, mamă, e bunica? Păi, ce calume era bunica. Ha? Îți place modelul ăsta. Foarte, foarte fain. Da, bun. Da, da. Și așa mai departe, poate continua până... Uite, asta e de referință. Ultima vreau să văd. Nu, uite, de baie uite. Ceva, boss. De baie, vezi de treabă. Lasă rating, vezi tu de treabă. Uite aici. Mai mult nu pot să-ți ofer costume de baie la altă emisiune. Seara, după ora 10. Bun. Mersi. Și mult. Ultimul, dar nu cel din urmă. Daniel? Daniel, mă zi așa, măi, de Daniel, măi băiat. Liceul Economic Emanuel Gorju. Deci coleg cu... Da. Coleg cu colega, să zicem așa. Da. Sunteți colegi? Sau așa numai de, la, da, numai de liceu? Da. Pe ce clasă ești, Daniel? A noua. A noua. O, tu ai participat anul ăsta? Și ce loc ai luat? N-am luat nimic. Nu contează. Am încercat. Ai încercat, dar au fost unii cu pile mai mari la jur. Fii atent, arată ia într-un mare ce poze. Ia zi, colega, tu ce părere ai despre Daniel în poze? Uite, bă, Daniel arată aici ce Vin Diesel. Ca un bărbat adevărat. Da? Sincer, uite ce bine stă așa. Vezi? Bă, să știi că chimeșul ăsta, Shankaror, din dotare, îl prinde, vreau să zic. Foarte bine. Ce-ți place să faci? Ce hobby ai? Mă joc pe calculator. Ce te joci? Să nu știu că trebuie World of Tanks. Eu sunt World of Tanks toată ziua. Ce te joci? Crisis? Ceva... Shootere? Ce joci? Action? Ai vreun film preferat? Nu. La filmul tău e, dar te joci. La muzică ce asculti? De toate, în afară manele. Acum știu că la chefuri ascultai și manele. De ce nu recunoaștem chefuri? Nu? Dar poate ne plac la o manele. La chefuri, nu. La chefuri, da? Eu n-am înțeles niciodată chestia asta, eu n-ascult manele. Da. Păi, prietene, eu niciodată ascult, dar când e un chef... Dar pe guță aia, să nu-l ascult, să te distrezi. Stai, să după ce plecați, mai dăm un guță. Imediat să-i fac pe guță aici. Bravo, și ce vrei să faci după ce termini liceu, deși mai ai vreo 4 ani? Nu știu, urmea și de cursul de bucătar. Bucătar? Bravo! Bravo, tată! Bravo, e cel mai tare! Toată lumea vrea să fie inginer. Vezi de treabă, bucătar, mă, master chef, number one. Oricum, ce, îți place să gătești? Da. Ce știi să faci, așa, ceva mai... Ce învăț, pe acasă. Da, ai vreo, ai prins o rețetă ceva din zbor așa. Da. Ce? Nu știu, așa. Ziua, am să nu zici cartofi prăjiți și. Da. Ceva ciorbă sau ceva care cu pește, cu pui, cu cât te apucă foamea și nu nimeni. Ce te apuci să faci?
McDonald's-ul e departe de voi. Dar ai un sandwich oricine. Un sandwich. Dar și ăla e. Și la sandwich-ul ăla poți să bagi niște chestii, să fie... gratinat. Cu anșoa. Da. Uite, vezi, putem să le facem data viitoare în emisiune să ne prezintești sandwich-uri. Da, corect.